Da, meciul de la Urziceni are ca scop strângerea de fonduri pentru 50 de copii aflați în grija părintelui paroh de la Catedrala Municipală din Urziceni, copii din orfelinat și inclusiv din familii cu o situație mai precară, și o doamnă din București care locuiește cu patru copilași în două boxe de bloc în cartierul Ferentari. Încercăm să dăm o mână de ajutor atât cât se va putea. Anul acesta a pornit un pic mai greu din toate punctele de vedere, dar noi sperăm că lucrurile vor decurge bine. Florin, cum te simți să participi la astfel de evenimente cum este și acesta? Știu că tu ești foarte generos cu timpul tău, cu energia ta și participi la astfel de partide care au și o componentă umanitară. Da, păi cred că și eu și ceilalți fotbaliști, foști fotbaliști prezenți, avem în primul rând plăcerea de a juca fotbal și ne e dor. Că de la asta a pornit, de fapt, primul eveniment la care m-a invitat pe mine. Iulian n-a fost un eveniment caritabil. Anul trecut FC Argeș a avut un eveniment de, nu știu, lansare înainte de Da, începerea sezonului, lansarea, nu știu, noului prezentarea echipament, prezentarea lotului lotului. și echipamentului. Și am zis, ok, vin că mi-e dor să joc pe gazon, să intru pe iarbă. Și cam de acolo a pornit totul. Au urmat evenimentele caritabile, care sigur au adus așa un plus de satisfacție că ai și ocazia să faci ce-ți place și să faci un bine. Cred că vei fi adversar al lui Dan Petrescu, cel puțin așa ne așteptăm, în această partidă. Trebuie să ai grijă să nu provoci ceva care să îl irite pe un Dan Petrescu care acum este mai irascibil parcă ca niciodată. Da. Sper să vină, să-l vedem acolo, indiferent ce se va întâmpla duminică la meci. Lumea l-așteaptă și pe, sigur, și pe domnul Dan Petrescu și pe cei din generația Urziceni. Împotriva lui Bilașcu am mai jucat și am fost și coleg cu el. Vom fi din nou adversari. Cred că va fi un meci interesant. Iulian, o miză importantă, sigur, este prezența lui Dan Petrescu. Da, să știți că toată lumea în oraș întrebă de prezența lui. Acest eveniment al vostru este programat după meciul dintre FCSB și CFR Cluj. Teoretic, CFR, echipa lui Dan Petrescu, poate ajunge într-o situație delicată, pentru că sâmbătă se joacă Universitatea Craiova Farul, dacă bate Craiova și FCSB o bate pe Farul, un scenariu care nu mi se pare imposibil, atunci Dan Petrescu își vede echipa egalată de Craiova. E o luptă acolo teribilă. Sigur că lucrurile pot arăta și mult mai bine pentru CFR Cluj, dar mă gândesc că contează și felul în care are loc în această etapă lupta. Într-adevăr, contează și felul în care va avea loc lupta în această etapă, dar una peste alta, aduceți-vă aminte de o declarație a dânsului acum câteva săptămâni, când era dezamăgit de faptul că legendele nu sunt apreciate la adevărata valoare. Ori noi, până aceste evenimente, tocmai asta încercăm să facem. Pe lângă partea caritabilă, credeți-mă, eu am crescut cu poveștile lor și chiar mi-au fost așa o direcție în viață. Și fac lucrul ăsta cu foarte mare pasiune și m-aș bucura să putem să facem pentru fiecare parte un meci în care să îi scoatem în evidență, o retragere, o gală, nu neapărat, că retragere e un termen care le sună foarte urât, un mod de a-i, cum să zic eu, de a-i scoate din nou în evidență și să le mulțumim pentru ceea ce Da, au pentru că, făcut de de-a lungul exemplu, timpului. Adrian Mutu, când a avut acest eveniment la Cluj, n-a fost vorba de o retragere. El era deja retras, dar a fost un mod de a le omagia pentru cariera lui și de a ne bucura încă o dată să-l vedem pe teren alături de nume uriașe. Apropo, Florin, cu ce, nu știu, idol din adolescență ți-ar fi plăcut să fii alături pe teren la un astfel de eveniment? Acum, sincer să fiu, dintre fotbaliștii români, am ajuns să joc prin intermediul Ligii Legendelor cu niște oameni la care nu visam vreodată. Adică a fost un eveniment când a venit domnul Gică Hagi. Unde eram? La Slobozia. La Slobozia. Și am fost coleg cu Gică Hagi. Chiar mi-a dat o centrare, a fost un corner și Opa. era să dau un gol. Adică nu mai zic că am jucat, cred că deja de 4-5 ori cu Bello Bello. Dedici în apărare. Adică când vreodată visam chestia asta. Deci dintre români nu pot să zic că mai e cineva de bifat. Adi Mutu, Cristi Chivu mi-a fost colegi la echipa națională. A fost chiar o onoare pe atunci să fiu coleg cu ei. Deci, din fericire, am bifat.
Mihai Drag Belodedici, care va participa și el la acest eveniment de la Urziceni și care e în continuare într-o formă excepțională din punct de vedere fizic. Da, da, da. Știi, când se vorbește, eu nu l-am văzut jucând pe Belodedici când era fotbalist. Eu am avut acest privilegiu și spun că nu la nivelul fotbalului nostru. Eu în fotbalul mondial, un apărător central care să-mi fi provocat mai multă satisfacție văzându-l așa, dincolo de echipa cu care țineam și așa mai departe, în afară de Alessandro Nesta, nu știu dacă mai exista. Deci era un fundaj nu doar bun, ci foarte plăcut de privit. De regulă de plăcut de privit sunt jucătorii de atac. El avea o grație și o eleganță a jocului. Nu întâmplătorii s-a spus căprioara și așa mai departe. Da. Care îți provoca o plăcere deosebită atunci când îl priveai. Da, și eu, sigur, mai mult din auzit, am mai căutat imagini pe YouTube, sincer să fiu, dar sunt destul de slabă calitate. Apropo de imaginile pe care le-ai căutat, el are această glumă și care cred că golurile se reflectă și în evenimentele astea. Am marcat 4 goluri în cariera mea, pe 2 nu le-am găsit nicăieri, nu, știu, nu există nicăieri. 6. 2 nu le-a găsit. 2 i-au fost anulate și doar 2 au mai rămas care se laudă. Da, eu mă refer la cele 4 care au fost acordate, știi? El le are și pe alea 2 anulate, din care unul a fost, de unul știm sigur că a fost corect, că era din Supercupa, din Cupa Intercontinentală, care ar fi putut să aducă un succes uriaș pentru Steaua dacă era acordat. Da. Și zice el, 2 mi-au fost anulate, 2 nu se găsesc nicăieri. Și mai sunt încă 2 și atunci el când vine la aceste evenimente spun, băi, parcă vreau să-mi depășesc, adică să-mi las la o parte rolul meu tradițional de fundaș și vreau să marchez, să recuperez timpul pierdut în cariera de fotbalist. Da, asta vreau să zic că, uite, de exemplu, am văzut pe domnul Rotariu la un eveniment, acum câțiva ani încă jucam la Steaua, a fost în meciul de deschidere al finalei cupei. Și există fotbaliști la care, chiar dacă, sigur, nu mai au viteza de altă dată sau rezistența de altă dată, dar se vede calitatea. Și grația. În joc și în pase. Și asta se vede și la Belodedici. Adică, indiferent că nu se mai mișcă, clar că n-avea cum să se miște la aceeași viteză ca altă dată, se vede talentul. Da, fii atent că Belo a zis, mă, n-aș vrea să-l văd la meciul ăsta de la Urziceni pe frunză. Pentru că frunză în continuare alargă într-un mare fel și totuși când e vorba de un teren din acesta mare și vine câte un băiat din ăsta care și-a păstrat viteza, pentru un apărător e... Da, uite, Gigel Bucur ne-a pus ceva probleme când a avut evenimentul pe Arcul de Triumf. Da, sunt jucători care, mai ales cei mici, care parcă, nu știu, și-au păstrat viteza. Da. Veste rea pentru Miodra Belodedici. L-am văzut primul nume trecut sub Dan Petrescu la echipa din Urziceni, este cel al lui Sorin Frunză. E bine că joacă în lateral. Măcar. Și nu doar Frunză, sunt vreo 3 acolo care s-ar putea să... Aleargă bine de tot, nu? Din păcate vedem și aceste imagini dureroase, cu condițiile îngrozitoare în care trăiește doamna de care spuneai mai devreme împreună cu copiii și sigur vedem și imagini care fac referire și la copiii care sunt în grija părintelui paroh. Sunt imagini emoționante și ne bucurăm foarte tare să vedem că foști mari jucători ai României cu numărul la ajutarea acestor copii aflați într-o situație foarte delicată. Problema la noi este că încă aceste meciuri caritabile, demonstrative, încă nu sunt gustate atât de bine de public cum sunt în afară. Uitați-vă în Anglia, de exemplu, sau în Spania, la astfel de meciuri se adună undeva la 40-50 de mii de oameni, adică undeva la 80% din capacitatea stadioanelor sunt ocupate. Ceea ce nu înțelegem noi, pe lângă acest mix de caritabil cu meciul demonstrativ, noi în general avem o problemă la meciurile astea caritabile. Ritmul este foarte scăzut, foarte lent. Aici chiar pot să spun că e un atu al nostru, meciurile noastre chiar se joacă cu nerv și cu ardoare, adică se joacă fotbal pe bune, intervin acele orgolii între ei, orgolii în sensul pozitiv. Dacă îi aduci pe Jean Vlădoiu sau pe Ionel Ganea, trebuie să fii atent că pot degenera lucrurile, oamenii se iau foarte în serios la astfel de evenimente. Da.
Păi și cu domnul Gheorghe Hagi la Slobozia a luat foarte în serios meciul. Visam de o viață întreagă să joc și eu câteva minute alături de foștii mari fotbaliști ai României. De domnul Hagi, de 5 ani încerc să-l prind la un meci. Am reușit la meciul de la Slobozia și ca să-l scot pe Sorin Frunză dintr-o situație neplăcută în meci, am gafat eu. Ne-au dat Slobozia și al doilea gol și l-am văzut pe domnul Hagi cum a făcut. Aolo, cred că ceva de genul, am venit să mă bată ăștia de la Slobozia, nu știu. Dar pentru public a fost ceva fantastic. Domnule, gloriile noastre locale să conducă legendele cu 2-0, dar pe urmă ne-am revenit, am egalat, a ieșit frumos meciul. Mi-a povestit de curând un fost mare fotbalist că a avut mare emoții, bine că a scos o remiză la un meci în acesta gen, nu mai știu, cu Galatasaray sau nu știu. Pentru că pe margine erau și Hagi și Gică Popescu și o grămadă de nume în acestea uriașe care cu toți se luaseră în serios și spuneau du-te acolo, fă acolo, o grămadă de indicații, știi? Și ieșea cu nervi, dacă nu scoteau egalul care a ieșit până la urmă. Adică oamenii se iau în serios. Păi am fost, de exemplu, și Iulian la fel, am fost pe Arcul de Triunf, a fost Gala Neșoa cu o săptămână și... La un moment dat chiar era să fie accidentat Daniel Nicolae, un jucător, nu mai știu cine era, un jucător străin din echipa FIF Pro, o alunecare în care a fost și 11 metri și chiar putea să-l lovească, adică lucrurile chiar au fost în serios. L-am văzut pe Robert Pires, marele Robert Pires, care e trecut de 40, alergând ca un nebun. Dar nu ne-a spus Daniel Nicolae după meciul dintre Rapid și FCSB că să nu ne mai văităm atâta, că n-am mai auzit atâtea văicăreli de la decesul Mariei Tănase, că ce atâta văicăreală cu intrările acelea ale lui Onea și Grigore, să fie fotbalul mai bărbătesc și a simțit-o pe pielea. Nu știu dacă s-a plâns, dar a arătat urât. Karma